Bine v-am găsit, pentru că știți că îmi place să am grijă de mașini, indiferent de vârsta acestora și de kilometri pe care iau în bord. Astăzi vă readuc în discuție subiectul destul de delicat cu martorul de check engine aprins la Audi-ul meu A6, care acum are 287.000 de kilometri și care în finalul anului 2020 a trecut printr-un proces de reparație, însă se pare că nu a fost suficient. Atunci a fost schimbat vanosul stânga față. Am primit în mod surprinzător o filmare de la actualul posesor al lui Audi Q7, care vă spune cum stă mașina la 284.000 de kilometri și care îmi transmite doar gânduri bune, pentru că am fost sincer cu el și i-am spus tot ce am făcut pe mașină și am îngrijit mașina, deci nu l-am păcălit. Cam același lucru aș dori să se întâmple și cu Audi-ul A6. Mulți dintre voi l-ați văzut pe Autovit sau pe OLX, într-adevăr, însă atunci când au existat probleme cu mașina, am scris aceste lucruri în descriere, iar în momentul în care le-am remediat, bineînțeles că am modificat anunțul, pentru că până la urmă îmi asum ceea ce posed, ceea ce vând sau ceea ce îi spun unui om și prin prisma faptului că dincolo de YouTube, până la urmă, în Oradea și în împrejurim sunt, așa să zic, o moacă destul de cunoscută și nu prea îmi permit să fac prostii. Asta ca să lămuresc unele lucruri. Uitați-vă la video, nu l-am cerut eu, mi-a fost trimis și evident că mi-a creat o reală surpriză. Am ales să fac acest video pentru că mi-e drag să-mi aduc aminte de omul de la care am luat această mașină. O mașină care chiar îmi place foarte mult. Ținând cont că acum am 160 și nu simți. O mașină foarte îngrijită. Am achiziționat-o la 200.000 de kilometri, chiar el spune în vlogul de față. Însă îi spun că mașina acum are 284.000 de kilometri, merge chiar uimitor de bine. I-am adus eu câteva îmbunătățiri, câteva că așa trebuie să faci la o mașină, să mai ai și grijă de ea. Vreau să te salut, Mihai, să-ți mulțumesc pentru sinceritatea de care ai dat dovadă. Și poate vom face un vlog împreună cu vechea ta mașină, să zic așa. Te salut și mulțumesc pentru mașină. Revenind la Audi A6, după ce în decembrie s-a schimbat vanosul din zona stângă față și s-a încercat repoziționarea distribuției, martorul de check engine a rămas în continuare aprins. Am schimbat serviciul până la urmă, fiindcă nu mi s-au dat prea multe șanse și nu au mai dorit, probabil, dar mi-au spus-o într-un mod elegant, că nu ar mai dori să se ocupe de mașină, pentru că dacă a lucrat altcineva pe ea, e greu să o aduci la zero. Ceea ce e de înțeles până la urmă, însă astfel de probleme n-ai cum să le remediezi și nu descoperi ce se întâmplă în spate dacă nu cercetezi amănunțit. Și în ciuda faptului că mașina asta 3 săptămâni în decembrie în service, băieții de acolo n-au făcut neapărat totul ca la manual, pentru că după ce am schimbat serviciul și am ajuns la unul dintre prietenii noștri de pe canal, cel care și-a modificat BMW-ul și l-a transformat într-un M3, adică o seria 3 cu specificații de M3 din punct de vedere tehnic, e vorba despre Dizi Popovici, ne-am dat seama, desfăcând motorul și ajungând, să spunem așa, în interior, că acea poziționare a distribuției, repoziționarea s-a făcut oarecum manual, pentru că pe interior exista o urmă de marker și această chestiune este un pic deranjantă. Am făcut un VCDS care este până la urmă un tester sau un raport pentru mașină și mi-au ieșit câteva probleme. Pe scurt, aș dori să vi le spun. Am eroare P1118 banc 1 senzor 2 heater circuit open circuit, deci circuit deschis. P0018 crankshaft position camshaft position correlation banc 2 senzor A. P0141 senzor heater circ O2, banc 1, senzor 2, malfunction. Același lucru P0140 cu no activity detected. P307A intake system airflow too low. Și P0068 MAF throttle position correlation. Și acum să vă spun 2-3 lucruri despre aceste erori. La prima, cea mai importantă, eroare, axele cu came nu sunt sincronizate cu arborele, în ciuda faptului că după intervenția din decembrie mi s-a explicat că s-a rezolvat această problemă.
La eroarea 2 e vorba despre sonda Lambda, pe care v-am spus în materialele precedente că am înlocuit-o între sărbători, între Crăciun și Revelion. Dar nu cred că este neapărat problema ei din moment ce a fost înlocuită, ci problema e undeva în zona firelor. Deci probabil că acolo e un fir întrerupt și nu comunică, îmi spune Dizzy. Eroarea 3 egal cu eroarea 2. Ultimele erori, clapet, accelerație murdară, trebuie și readaptată. Și bineînțeles, senzor, presiune, galerie, admisie, defect sau îmbâxit la fel clapeta de accelerație cu probleme de vacuum. După ce am adus mașina, a desfăcut motorul în mai puțin de 24 de ore. Ce a găsit în interior? 3 lanțuri din 4, mult prea întinse, și atunci am comandat schimbarea tuturor lanțurilor din distribuție, 4 bucăți. De asemenea, întinzător lanț, 4 bucăți, patine lanț, 4 bucăți. Garnitură întinzător lanț mijloc, simmering arbore spate, garnituri capace culbutori, furtunele flexibile de aer, 3 la mână, erau efectiv coapte, adică erau lipite cu, nu scoci, ci cu bandă adezivă. Și această chestiune mi se pare foarte jenant pentru o mașină de acest calibru. Și mă mir pentru că la precedentele mașini mi s-a spus și la Q7, apropo că l-am adus în discuție, că trebuie să schimb furtunele de aer și curelele pentru că sunt coapte. Aici absolut nimic. Și în consecință furtunurile flexibile de aer, parte de depresare motor, trebuie înlocuite. De asemenea, toată reparația aduce după sine garnitură corp, filtru ulei, garnituri capac distribuție, garnituri admisie, degresant, silicon lipire, filtru de ulei MAN, ulei filtru motor și ulei de motor Motul 5V30 și manoperă. O să ne coste cam același lucru ce ne-a costat și în decembrie, în jur de 1500 de euro, însă în decembrie mi se pare că munca a fost mult prea puțină, fiindcă m-am interesat, vanosul a fost undeva la 2700 de lei și a mai fost în jur de 100 și ceva de euro sau 200 de euro sonda Lambda și după aceea restul la cam fost manoperă. Rămâne să vedem ce se va întâmpla aici, suntem după o săptămână cu mașina desfăcută și așteptăm să vedem rezultatele reale ale băieților de la UFO Motorsport. Dizzy, fii sincer, ai văzut mașina mai praf ca a mea? Sincer, da. Deci există și mai rău de atât? Există și mai rău de atât. Acum nu putem să zicem că a fost chiar așa praf. Da. Dar într-adevăr a avut niște, sau încă mai are niște probleme care sunt mai sensibile, să zic așa. În momentul în care ți-am dat VCDS-ul, ai zis că nu sunt mari probleme și m-am mirat că la vreo 2 ore după ce am adus mașina la tine, tu ai zis că ai nevoie de antifurt și te-am întrebat dacă vrei să-mi schimb caujucurile de iarnă cu alea de vară sau ce vrei să faci. Și ai avut tăria să desfaci motorul și cutia, pentru că avem și acolo o problemă pe care n-am discutat-o, într-un timp relativ scurt. De ce crezi că, să zicem, în alte părți lumea se cam ferește de o operațiune de genul ăsta? Adică nu e o chestie ușoară până la urmă și ai o responsabilitate, nu, dacă desfaci. Păi într-adevăr că e o responsabilitate în absolut tot ceea ce faci. Adică nu contează acum că e vorba de un motor reparat sau un sistem de frânare sau suspensie, absolut orice faci, la urma urmei, ești responsabil pentru ceea ce faci. Cum de ce fug alții de reparații de genul acesta, cum genul de reparație care o facem la tine pe mașină, probabil preferă să facă lucrări mai ușoare și în timpul alocat lucrării respective, probabil că ar câștiga aceiași bani, dar riscurile sunt mai mici și complicațiile sunt mult mai mici. În momentul în care ai dat jos motorul, ai descoperit și alte lucruri, să spunem, pe care nu le-ai fi observat dacă ridicai doar capota. Vezi că fiind un motor mare, umple destul de mult locașul de acolo de sub capotă și e greu să observi absolut chiar tot. Dar în momentul când am scos motorul afară, Am observat niște furtune care prindeau aer fals, care îți dai seama că sunt foarte importante ca motorul să funcționeze așa cum trebuie. Dacă ai doar o mică scurgere de aer sau un mic aer fals, deja îți dă peste cap funcționarea motorului și nu mai lucrează la capacitatea lui maximă. Deși în decembrie
am încercat poziționarea distribuției, am constatat că la tester aveam eroare pe bancul 2, deci odată poziționat, să zic, în stânga, s-a dezechilibrat în dreapta și tu, după ce ai desfăcut, ai constatat că de fapt lanțurile, dar pistonașele, întinzătoarele, erau un pic deficitare. Păi, exact după cum ți-am arătat și în poze, cum probabil o să vadă și cei care ne urmăresc, cei care ne urmăresc, vor vedea că avem întinzătoarele care au lucrat cândva la o anumită deschidere și după ce lanțurile au fost întinse, deschiderea a fost mult mai mare. Se vede după culoarea care a prins pistonașul ce întinde lanțul, este gălbuie când a lucrat la deschidere normală și după ce lanțul a fost întins, se vede clar diferența de aproape un centimetru ieșit mai în afară pistonașul care întinde lanțul. Inconștient sau nu, eu vreo 3 sau 4 luni, pentru că n-am găsit, să zic, soluția tehnică până când am venit la tine, am circulat așa cu mașina. Am constatat cu băieții tăi că eram oarecum la limită, adică dacă mai mergeam cu mașina în sarcină foarte mult timp de aici înainte, era o reală problemă, puteam să-i cam fac praf motorul. Păi, având în vedere și faptul că mașina ta e mașină preparată din punct de vedere tehnic al motorului și puterea ei este mult mai mare decât care este puterea de dată de fabrică, într-adevăr că riscurile erau mari să apară probleme la motor din cauza unei distribuții întinse. Din cauza unei distribuții întinse apar probleme și la motorizările care sunt cu soft stock și nu au cai putere extra față de ce a dat fabricantul. Cel mai ușor ce se poate întâmpla, cel mai ușor lucru, se dă pur și simplu un ax cu came pe stăcap și din cauza distribuției intense și pistonul lovește supapele. Îți ajunge, trebuie să desfaci motorul, trebuie rectificată chiloasa, înlocuite supape și așa mai departe. Care au fost cu siguranță alte costuri. Da. Și timp, mult mai mult. Am discuții cu proprietari de mașini cu lanțuri pe distribuție și îmi zic că au probleme, adică au un sunet ciudat la pornire. Ce multă lume nu înțelege e că lanțul pe distribuție, dacă dă semn, e un fapt bun, adică te avertizează. Sunt multe situații când nu dă niciun fel de semn și pur și simplu ori se rupe, ori îți dă distribuția peste cap. Teoretic, în momentul când începe să facă gălăgie, e exact ca și o bombă care e cu ceas. Da. La mine s-a întâmplat deja de vreo 2 săptămâni, dar eu am pus-o pe seama vremii mai reci, dar deja se auzea la pornire, până când se încălzea motorul, se auzea zgomotul metalic. Da, da, da. Asta e un semn, da. Pentru că are nevoie mai mult întinzătorul hidraulic să întindă lanțul, până când se întinde, face zgomotul ăla metalic. Asta e un semn de distribuție întinsă și teoretic aia e o bombă cu ceas care noi trebuie să o dezamorsăm la timp. Și sperăm că am și rezolvat. Suntem la o săptămână de când ai desfăcut tot, au durat vreo 4 zile, 5 zile până când au venit piesele, schimbăm distribuția mașinii, schimbăm furtunurile respective, care oricum arată destul de prost în opinia mea, deci exact. O mână de om a fost acolo, că ai fost proprietar, că ai fost mentenant, mecanic, etc. Deci cineva a lipit, că doar nu eu sau tu. A încercat să lipească respectivele furtunuri și mi se pare o chestie exact ca și cum au fost lipite radiatoarele. Deci eu am luat așa o mașină care a stat coaptă, destul de praf și acum încerc să o duc la un adevăr. După furtunurile astea mai avem și o problemă legată de sonda Lambda, pe care am înlocuit-o practic în decembrie-ianuarie. Acum tu ai zis că acolo ar putea fi o altă problemă. Acolo ar putea fi o problemă de conexiune la fire. E o sondă Lambda care are probleme pe partea de preîncălzire. După ce o să finalizăm cu lucrarea motorului, o să constatăm exact și care e problema cu sonda Lambda și cu cutia de viteze. Ce am constatat vis-a-vis de cutia de viteze e că are pierderi de ulei la garnitura de la baia de ulei de la cutia de viteze. Având în vedere că este o cutie de viteze automată, este foarte sensibilă la lipsuri de ulei. Orice cutie automată, dacă are lipsuri de ulei, începe să smucească. Corect. Asta nu ți-am spus, că avea și smuciturile când schimbam din drive în sport, avea ca un lac, după care era o smucitură de zici că sărea cutia afară sau motorul afară de sub capotă și abia apoi prindea viteza și se ducea. Plus situația aia cu viteza 3 în care rămânea
la o frânare ușoară, nu la o frânare bruscă de oprire. Rămânea în 3 și am pățit și că a murit motorul, ceea ce la o mașină cu cutie automată e nefiresc. Adică el rămânea în 3 și tu nu aveai turație și murea motorul. Poate să întârzie pornirea după loc, adică să aibă lagul respectiv despre care vorbeam, sau poate chiar să nu pornească din loc până nu se încălzește mai tare uleiul și nu poți să ornești mașina din loc din cauza lipsei de ulei. Dar problema mare e că sunt mulți proprietari de mașini cu cutii de viteze automate care nu țin cont de faptul că le apar problemele respective, umblă așa cu mașinile, cu pierderi, lipsă de ulei și atunci se agravează situația și costurile pentru remedierea unei probleme la cutii de viteze automate e mult mai mare decât înlocuirea uleiului la timp. Ce e foarte, foarte important la cutiile de viteze automate, cum e și mașina ta, că să fie înlocuit uleiul la timp, asta e viața cutiei de viteze. Când schimbăm uleiul într-o cutie de viteze? Fiecare mașină are un termen prestabilit pentru înlocuirea uleiului de cutie de viteză automată. Excludem lifetime-ul respectiv pentru mașinile noi, deci pentru mașini care au o anumită experiență în spate. Din punctul meu de vedere, orice mecanism care are rotițe și necesită lubrifiere nu există ca să nu trebuiască înlocuit uleiul. Chiar și la mașinile care au etichetă cu lifetime oil, înlocuiesc săptămânal câteva uleiuri în cutii de viteză automată la mașini ce au așa ceva, pentru că pică, orice cutie pică, se defectează dacă nu e înlocuit uleiul. La câți kilometri schimbăm uleiul? Asta discutam și mai devreme, că sunt specificate niște date vis-a-vis de fiecare mașină, aproximativ 60.000 de kilometri sau 48 de luni de zile. Primul prag care se atinge trebuie înlocuit uleiul în cutia de viteză automate. Asta e generalizat, pentru că de fiecare dată când trebuie să fac un schimb de ulei într-o cutie de viteză automată, în catalogele mele electronice ce le am, verific în primul rând specificațiile, apoi perioada de folosire și informez clientul vis-a-vis de lucrurile acestea. Mulți proprietari de mașini cu cutii de viteză automate nu știu că uleiul trebuie înlocuit în cutia de viteză automată. Așa e, și dacă stau să mă gândesc, nu țin minte să fi făcut vreo operațiune de genul ăsta, chiar dacă am mai avut mașini cu cutie automate, încă două înaintea ăsteia. Cu una m-am dus până la 366.000 de kilometri și cu cealaltă până la 200.200 și un pic. Ai mai găsit niște probleme la admisie? Păi la admisie problemele au degenerat din cauza acelui furtun sau acelor furtune ce le-am descoperit că sunt sparte și cum explicam și înainte, că o mașină care are aer fals nu mai are aceeași cantitate de aer în admisie cât ar trebui să fie. Și atunci debitmetru, care citește cantitatea de aer ce trece prin filtru de aer și ajunge în motor, citește o altă valoare față de realitate. Și atunci nouă ne dă peste cap funcționarea motorului. De aceea am avut la mașina ta și o problemă de aer sau o problemă de admisie din cauza aerului fals care îl trăgea. Și mai avem o întrebare referitoare la ce facem cu softul unei mașini dacă mașina trece printr-o operațiune de acest gen. Este pus în pericol sau nu? Deci dacă mașina a fost softată în stare de sănătate, să zic așa, perfectă, atunci, după reparații de genul cum facem și la mașina ta, nu trebuie intervenit cu absolut nimica. Dar dacă o mașină a fost softată cu mici defecțiuni și se aduce la o stare de funcționare normală, atunci trebuie resoftată mașina, pentru că softul care s-a pus pe mașină, mă refer la soft individual, dacă este pus un soft oarecare care se folosește random la mai multe mașini la fel, atunci acolo nu trebuie făcut intervenția de resoftare, dar dacă este făcut un soft individual pentru mașină și a fost făcut cu defecțiuni, atunci, după ce se remediază problema, trebuie resoftată mașina cu parametrii de funcționare actuali și cei normali. Și ultima întrebare legată de
care e durata operațiunii? În momentul în care au venit piesele, suntem deja în linie dreaptă, pentru că mai mult a fost așteptarea. Practic, după constatare, voi n-ați făcut altceva decât să lăsați motorul să se odihnească undeva pe un banc de lucru și ați așteptat piesele. Când au venit piesele, s-a trecut la acțiune. Din momentul ăla, ce se întâmplă? Păi din momentul acesta, că în momentul de față avem toate piesele, am început să montăm distribuția la loc, să înlocuim furtunul cu pricina, așa. În momentul de față avem motorul scos afară din mașină. După ce terminăm toate reparațiile pe motor, o să băgăm înapoi motorul în mașină. Asta durează aproximativ 2 zile, dar am alocat încă o zi extra în caz că vor apărea complicații. Pentru că noi, ca și un schimb de plăcuțe de frână, că știi că îi aloci aproximativ 40 de minute o oră și se remediază problema. Totuși e o lucrare mai mare, e o lucrare un pic mai complexă și trebuie să iei acum și un termen de precauție extra. Așa am făcut și noi, astăzi e miercuri, avem miercuri și joi alocat mașinii tale, dar în caz că apar ceva, mă rog, complicații, avem și ziua de vineri ca să remediem și să o punem pe picioare. Sunt curios să văd rezultatul final și după aceea să poate să și facem o ieșire ca să vedem cum funcționează. Ar fi extraordinar. Super, mulțumesc mult. Vă mulțumesc. După o lună de zile, am ajuns din nou la bordul lui A6, dacă vă vine să credeți. Și în consecință, vreau să văd ce se întâmplă cu mașina. După ce am făcut o grămadă de reparații, am mai descoperit o problemă la ECU, calculatorul central al mașinii. Hai să vedem startul. Cu eroare. Au mai trecut vreo 2-3 luni de la eroarea pe care am avut-o în bord. Bine, a mai apărut încă una de la cântarul axă față pentru faruri. Ocazie cu care am schimbat și senzorul respectiv. Ce am mai făcut? Păi, am mai schimbat și toate elementele de la direcție. Practic am mai investit o grămadă de bani și am trimis calculatorul la cineva care se ocupă de software undeva în afara țării pentru a putea remedia situația, fiindcă din punct de vedere mecanic, propriu zis, mașina este ok. Și acum așteptăm să vedem dacă din punct de vedere electronic lucrurile respective pot fi eliminate. Softul a fost rescris, puterea a fost păstrată. Sunt cam ultimii pași pe care îi fac în remedierea acestei mașini. Una peste alta, după 5 săptămâni de când am trimis calculatorul afară, abia acum a venit. Suntem pe 23 iulie și cam asta e situația.